Pentru cei superstițioși, ziua de marți 13 poate fi una cu ghinion, însă pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca, această dată are o altă semnificație și anume ziua informării preventive. Cu acest prilej, porțile unității de pompieri de la Giurgiu au fost larg deschise publicului larg, însă cei mai interesați de o vizită la ISU Giurgiu au fost, desigur, copiii. Primii care și-au dorit să vadă și chiar să testeze o parte din dotările inspectoratului au fost câțiva dintre elevii școlii din Remuș, iar pentru cei mai mulți dintre ei, mica excursie a reprezentat o premieră. Porți deschise au fost și la sediul subunităților din teritoriu, ocazie cu care elevii giurgiuveni au fost informați asupra riscurilor ce pot genera situații de urgență, ce măsuri pot fi luate pentru evitarea acestora, dar și cum să se comporte în cazul în care situațiile de urgență chiar se produc.